În această lecție vom întâlni viețuitoare care seamănă cu ceea ce puteți observa în această imagine. Acesta nu este un OZN, dar ce poate fi? Este o ciupercă denumită caracatița sau degetele dracului, originară din Noua Zeelandă și Tasmania. Se pare că sporii acestei ciuperci au fost aduși în Europa în timpul Primului Război Mondial. Această denumire i-a fost dată de renumitul micolog britanic Malcolm Dring. Ciuperca se dezvoltă într-o masă gelatinoasă, are un diametru de 2-4 cm, de unde pornesc un număr de 4-8 brațe erecte, care pe măsura maturizării ciupercii se apleacă și se lipesc de pământ. Brațele sunt de culoare roșu aprins cu pete de culoare neagră. Deși comestibilă, puțin sunt cei care se încumetă să o consume, mai ales că acesta, la maturitate, are un miros de carne stricată. Acest miros atrage foarte tare muștele, care practic asigură împrăștierea sporilor și implicit înmulțirea acestei specii. Tupercile sau regnul fungii sau regnul micota sunt organisme unicelulare, cum este drojdia de bere sau micoza piciorului, și conțin și organisme pluricelulare, cum sunt mucegaiurile sau buretele pestriți, denumită și muscarița. Ciupercile pot fi întâlnite atât în medii terestre, umede, cât și în corpul viețuitoarelor. Nu conțin clorofilă, în acest sens seamănă cu animalele și nu își schimbă locul, ele fiind imobile, asemenea plantelor. Plantele, având clorofile, consumă energia solară pentru a prelucra substanțele anorganice, deci se hrănesc singuri, în mod autotrof. Animalele și fungii sunt organisme heterotrofe, deoarece se hrănesc cu substanțe organice. Deci, ciupercile, în mod necesar, depind de alte organisme pentru a se hrăni. În funcție de unde își procură substanțele organice, ciupercile pot fi saprofite, care își iau mâncarea din organisme moarte, fie că este vorba de animale sau plante. Această funcție a ciupercilor saprofite este extrem de importantă în echilibrul ecosistemelor, în special în păduri, unde de fapt se reciclează materia organică moartă. Ciupercile simbionte sunt cei care trăiesc cu alte organisme în deplină armonie, fără să provoace rău sau boli. Această coexistență este sigură și benefică ambelor organisme. Ciupercile parazite trăiesc pe sau în interiorul organismelor vii, fie animale sau vegetale, și absorb substanțele nutritive ale acestora, provocând boli sau chiar moartea gazdei. Ciupercile saprofite sunt drojdiile, mucegaiurile și ciupercile cu pălărie. Până în prezent au fost descoperite peste 1500 de specii de drojdii. Drojdiile sunt ciuperci unicelulare care conțin fermenți denumite și enzime și produc fermentația diferitelor alimente, cum este zahărul, berea sau aluatul pâinii. Drojdia de bere transformă substanțele dulci în alcool etilic și dioxid de carbon. Dioxidul de carbon mărește de fapt aluatul. Drojdia de vin, de exemplu, transformă mustul în vin. Mucegaiurile trăiesc în medii umede, de obicei pe ziduri, pe diferite obiecte sau alimente și majoritatea provoacă efecte negative. Unele dintre ele produc substanțe toxice și cancerigene care trec în alimentul pe care se dezvoltă. Sunt unele mucegaiuri care au efecte pozitive, adică sunt capabile să producă antibiotice care distrug bacterii. Mucegaiul alimentelor modifică gustul acestora, devenind astfel mucegai nobil. Ciupercile cu pălărie au un rol important în alimentația omului. Unele sunt comestibile, iar altele pot fi otrăvitoare.
Au corpul format din miceliu, iar miceliul este alcătuit din hife. Răspândirea se datorează sporilor care se găsesc pe lamele. Părțile componente ale unei ciuperci cu pălărie sunt pălăria, piciorul, lamelele cu spori, vulva, nelul și miceliul. Ciupercile comestibile și ciupercile otrăvitoare de multe ori seamănă foarte mult între ele, de exemplu ciuperca de bălegar și buretele viperei. Ciuperca de bălegar nu are vulvă, doar inel, iar lamelele au o culoare închisă. Buretele viperei are inel și are vulvă, iar sub pălărie lamelele cu spor sunt albe. La fel, pălăria șarpelui și buretele panterei seamănă între ele. Pălăria șarpelui este o ciupercă comestibilă cu un picior de culoare a marmurei, iar buretele panterei este o ciupercă otrăvitoare și are piciorul alb. Ciuperca comestibilă, denumită gălbiorul, este tot timpul galben și nu are evidențiat lamelele, iar puricul măslinului este o ciupercă otrăvitoare care seamănă foarte mult cu gălbiorul, însă are o culoare galben-roșie, iar în întuneric acesta prezintă fluorescență. Deci, atenție, nu culegeți niciodată ciuperci fără a identifica corect specia. Cereți întotdeauna ajutorul unui specialist, a unui micolog. Ca și temă de casă, aveți următoarea provocare. În ce condiții este indicat să culegeți ciupercile și de ce? Informați-vă ce aveți de făcut în cazul unei intoxicații de ciuperci. Vă mulțumesc pentru atenție!